Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi o să filmăm un pic animaluțele, o să vă arăt noutățile de la Sibiu. Și animaluțele, ce mai fac? Aici avem un prieten plan care s-a dezvoltat foarte mult, foarte bine. 4, 2 femele, 2 masculi și din partea cealaltă adulții. O pereche, am 3 perechi, piticele, acesta este un nou cocoșel pitic de la Sibiu, de la Luca, cocoșii, ăștia mă ciupesc într-una, aici avem și cocoșul de Cedric, de ușa lui, i-am lăsat un pic liber pe aici, să nu mai stea în boxă. Și aici găinușa din Midgetor Columbia, bărboasă, pe din afară. Și aici Midgetor, un metis de culoare, tot bărbos. Și asta săraca e Midgetor Barada. Atât au călcat-o cocoș și e cheală săraca și pe spate și n-am ce să-i fac. Aici un cocoșel pitic foarte frumos. Și cocoșelul de ceabă. Se va arăta și restul. Care sunt drepturi și înăuntru. Aici ați doi puișuri de golaș mare. Doar că îi țin aici piticele că sunt mai mari decât cu ceilalți. Aici avem ceva cocoșei de mii de flori și o găină de ouă. Aici am adus pui. Care s-au dezvoltat foarte, foarte mult. Să nu vă calc. Avem aici viandot pitic. Maroc cu dungi și argintiu cu dungi, acolo e maroc cu dungi. Sper să mă uiți după argintiu. Cred că e pe sub acolo, dar nu-l văd. Nu știu de argintiu, chiar nu-l văd acum. Aici, argintiu cu dungi. Salut, s-a urcat pe mine. Un fel de barat galben. Are foarte prietenoasă să urcă pe mine. Aici e un pui de amerancoana de ou verzi de la mine. Din cocoș alb și găină neagră a ieșit un... cum să zic? Un albastru. Găina e pe mine pe mână. Găinuța asta mică. Mama mi s-a urcat în cap. Da, las că e drăguță, stă pe umăr. Avem cochinchina pitic porțelan. Și leg vendeler, aici stați unul, leg vendeler și să vedem, vă arăt un puișor de cochinchina pitic. Uitați aici un puișor de cochinchina pitic, doar că ăsta e mai micuț și ăla e de cochinchina pitic. Aici avem un metis de mii de flori barat cu Cedric Tauriu. Mi-a ieșit foarte frumos. Mai am încă doi pe lângă el. Aici avem o pavă împreună cu perechea ei, care e de la Sibiu, de la Luca. Îi spuși aici împreună pe pereche. După ce termin cu pui, aici dorm pui, ca să se știe. După ce termin cu pui, o să aduc aici porumbeii. Deocamdată i-am numai pe ei și aș fi vrut să-i aduc și pe ceilalți, dar o să vă arăt imediat ce nu pot. Așa. Ceva metisuri de brahma mai pe aici, în general pentru consum aici, pentru ouă, de ouă. Aici, astea sunt principalele. Aici îmi prepui câteva de rasă doar. Așa. Acum mergem la porumbei. Aici sunt porumbei și au ouă, de aceea nu-i pot muta. Uitați, o să deschidem aici.
aici la tăpărăgosul ăsta avem un ou, au fost două doar că l-a spart. Cu acea porumbiță îi lasă să văd ce se scoată. Aici perechea aceasta, care au un ou. Nu mă bag înăuntru să umblu la ei. Și aici acest mascul cu această femelă au două ouă. Și după ce îi scot și fac pui mari, îi mut în voliera cealaltă. Aici emul cei mari. Și cealaltă pereche, nu știu pe unde e. Așa. Și da. Cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!